Bine v-am găsit la o nouă lecție de chimie. Sunt Mariana Dăru, doctor, lector, Universitatea de Stat din Moldova și astăzi vom rezolva probleme experimentale la tema disociația electrolitică. După studierea acestei teme, veți putea să cercetați experimental condițiile de curgere reacțiilor de schimb ionic, proprietățile chimice ale acizilor, bazelor, sărurilor, mediului soluțiilor utilizate în activitatea cotidiană, formularea concluziilor privind utilizarea lor inofensivă. În primul rând, ne aducem aminte despre regulile de securitate în laboratorul de chimie. Se interzice a lua masa, a gusta substanțele, a amesteca reactivii în mod arbitrar, a lăsa deschise recipientele cu substanțe, a lăsa nestrânse substanțele presărate sau vărsate, a schimba dopurile sau pipetele de la vase, a arunca reactivii în chiuvetă. Pentru această lucrare practică, avem nevoie de utilaj și reactivi. Stativ cu eprubete, soluții de H-clor, natrio-OH, H2SO4, CH3CO-OH, natriu-2CO3, aluminiu-clor-3, bariu-clor-2, cupru-SO4, zinc, metal și fenolftalein. În prima parte a lucrării vom compara tăria acizilor. În două eprubete vom adăuga câte o granulă de zinc metalic și în una din ele vom turna acid clorhidric, iar în cealaltă vom turna acid acetic. În această eprubetă este acid clorhidric, iar în aceasta este acid acetic. Se observă că în eprubeta în care s-a adăugat zinc și acid clorhidric, degajarea gazului este mai abundentă. Pe când în eprubeta în care s-a adăugat acid acetic și zinc, degajarea gazului practic nu este sau sunt foarte, foarte puține bule de gaz. La compartimentul observației, trebuie să înscrieți ce ați observat în urma acestor două reacții, să indicați ecuațiile reacțiilor dintre acești doi acizi și zincul și, în concluzie, să formulați care acid este electrolit tare și care acid este electrolit slab. În partea a doua a lucrării, trebuie să precăutăm proprietățile chimice ale acizilor. În special, vom precăuta cum interacționează acizii cu bazele și cum interacționează acizii cu sărurile. În punctul 2a, trebuie să turnăm într-o eprubetă 1 ml soluție de hidroxid de sodiu, să adăugăm câteva picături de fenolftalină și deasupra să adăugăm acid sulfuric. Deci, inițial turnăm hidroxid de sodiu, adăugăm câteva picături de fenolftalină. Ați văzut că fenolftalina a colorat soluția în zmeuriu și deasupra adăugăm soluție de acid sulfuric. Ce observați? Observați că culoarea dispare odată cu consumarea bazei din soluție. Deci, la compartimentul observației, trebuie să indicați în punctul 2a cum s-a colorat soluția de bază la adăugarea fenolftalinei și trebuie să mai indicați cum s-a modificat culoarea soluției după adăugarea acidului sulfuric. Trebuie să scrieți ecuațiile moleculare ionică completă și ionică redusă pentru acest experiment și să formulați concluzie ce se referă la interacțiunea acizilor cu bazele. În punctul 2b vom precăuta cum interacționează acizii cu sărurile. Este o reacție de schimb și ca ea să decurgă până la capăt trebuie să se obțină un compus greu solubil în apă sau să se degaje un gaz sau să se obțină un electrolit slab, cum este de exemplu apa. Vom precăuta cum interacționează acidul sulfuric cu clorura de bariu. Într-o eprobietă trebuie să turnăm acid sulfuric și să adăugăm soluție de clorură de bariu. Deci,
într-o eprubietă, turnăm soluție de acid sulfuric și adăugăm soluție de clorură de bar. Se observă că în urma reacției s-a format un precipitat de culoare albă. Asta trebuie să indicați la observații. Să scrieți ecuațiile moleculară, ionică completă și ionică redusă pentru acest experiment și să formulați concluzii ce se referă la interacțiunea acizilor cu sărurile. În punctul 3 al lucrării, trebuie să precăutăm cum interacționează bazele cu sărurile. Vom folosi reacția dintre hidroxidul de sodiu și sulfatul de cupru. Deci, într-o eprubietă trebuie să turnăm aproximativ 1 ml soluție hidroxid de sodiu și să adăugăm aproximativ 1 ml soluție de sulfat de cupru. Într-o eprubietă turnăm natriu OH sau hidroxid de sodiu și adăugăm sulfat de cupru. Ce se observă? Se observă formarea unui precipitat de culoare albastră jos. Nu a interacționat toată soluția, iar precipitatul este localizat în această porțiune a eprubietei. Deci, la observații, trebuie să indicați ce s-a format în urma reacției dintre natriu OH și cupru SO4, să scrieți ecuațiile moleculară, ionică completă și ionică redusă și să formulați concluzii ce se referă la interacțiunea bazelor cu sărurile. În punctul 4 al lucrării practice, trebuie să precăutăm proprietățile chimice ale sărurilor. În special, cum interacționează sărurile cu acizii și cum interacționează sărurile cu metalele. O să pornesc de la punctul 4b, deoarece această reacție decurge un pic mai greu. Vom plasa într-o eprubietă zinc metalic și vom adăuga soluții de sulfat de cupru. Observațiile le vom face după ce vom realiza experimentul din 4A. Repet, acest experiment decurge un pic mai greu. Deci lăsăm în stativ eprubieta cu soluție și o vom vizualiza după ce realizăm experimentul din 4A. La interacțiunea sărurilor cu acizii, vom precăuta cum interacționează soluții de carbonat de sodiu cu soluții de acid clorhidric. Într-o eprubietă, trebuie să turnăm 1 ml soluții de carbonat de sodiu, aproximativ, și deasupra turnăm acid clorhidric. Acid clorhidric. Ați observat o efervescență exact cum se observă când deschideți o sticlă cu apă carbogazoasă. Sau nu indicați efervescență, dar ați observat degajarea gazului. Trebuie să scrieți observațiile, ecuațiile reacțiilor moleculare ionică completă și ionică redusă și să formulați concluzii ce se referă la interacțiunea sărurilor cu metale. Deci revenim la experimentul din 4B, unde am precăutat cum interacționează soluția de sulfat de cupru cu zincul metalic. Zincul metalic este un metal de culoare argintie, dar dacă observăm, în soluția de sulfat de cupru, el s-a transformat în negru-brun, un brun închis. Deci asta trebuie să indicați la observații. Să scrieți ecuațiile reacțiilor moleculară, ionică completă și ionică redusă și să formulați concluzii referitor la interacțiunea sărurilor cu metale. În ultima parte a experimentului vom precăuta amfoteritatea a clorurii de aluminiu. Turnăm într-o eprubietă 1 ml soluție de clorură de aluminiu și adăugăm soluție de natriu OH. Deci, soluție clorură de aluminiu și deasupra o să adăugăm soluție de natriu OH.
Ce observăm? Observăm că s-a format un precipitat de culoare albă. Acest precipitat, în continuare, îl împărțim în două eprubiete. Și vom avea două eprubiete care conțin precipitatul din experimentul precedent. La una din ele adăugăm soluții de acid clorhidric. Și se observă că precipitatul a dispărut în totalitate, dacă facem comparație cu eprubeta care se află alături. Iar în alta din ele adăugăm soluții de natriu OH exces. Ce se observă? Se observă că precipitatul format de culoare albă, care l-am împărțit în două eprubete, este solubil atât în soluție de H-clor, cât și în soluție de natriu OH. Trebuie să indicați pentru ambele procese ecuațiile reacțiilor moleculare ionică completă și ionică redusă și să formulați concluzii ce se referă la amfoteritatea compusului aluminiului. Vă doresc succes!